George Topărceanu, Memorii de război, capitolul 26 Întâmplări banale, zile lungi de monotonie ca într-o închisoare. Ce departe mă simțeam acum de viața plină și liberă de pe pirin planina. Ca un ecou târziu al zilelor de atunci, mi-a venit într-o dimineață la spital unul dintre și pe care l am lăsat acolo. Fugise, trecuse din lagăr în lagăr și după multe peripeții a ajuns la Sofia. Am stat la căpătâiul lui și mi-a povestit ce s-a mai întâmplat cu ei pe Pirin, de la plecarea mea. Stan Boldișcu, cantonierul, i-a părăsit și el într-o bună zi. Fusese chemat pe front. Numai bulgarul cu aprovizionarea mai venea acum pe la ei din când în când. Îi chema de vale cu un chiot lung și le lăsa câțiva pum de mălai sau câțiva pesmeți. Și cum nu știa deloc românește, nu le putea da nicio veste de prin lume. Se uita doar la ei în ciudat, cu ochii lui mici ca doi solți de pește sub sprâncene groase de cânepă și părea întotdeauna grăbit. Pustiți acolo deasupra pădurilor, numai cu cei doi turci care stăteau neclintit la postul lor, oamenii noștri pierduseră de la o vreme rostul calendarului, socotea la zilelor și sărbătorilor. Toporașii începura înflori în umbra tufelor. Fagi mărunți din vale așteptau parcă pe Sfântul Gheorghe să le plesnească mugurii cu biciul lui cel sfânt. Fluturași verzui se lăsau pe bombii de aur ai păpădiilor tinere, pe floarea paștelui mică și albă, ca un fulg întârziat de ninsoare. Amăgiți de aceste arătări timpurii ale primăverii, oamenii se credeau în preajma paștilor și se temeau să nu treacă în vierea Domnului fără să le dea nimeni de veste. Mai amărât din această pricină decât toți era unul, Toader Căpuzaru, care ținea morțiși să prăznuiască sărbătorile după datina. Măi, fraților, ce ne facem noi? Ia ca trece Paștele și noi habar n-avem. S-a mai pomenit una ca asta? Într-o dimineață, dulce luminată de soare și plină de ciripitul cintezelor, căpuzarul ieșind din bordeiul lui, le-a zis Să știți că azi e duminica floriilor. Mi s-a făcut mie așa, un semn. Am visat azi noapte că culegea mărțișori de răchită pe malul râului cu popa Ion. Țineți minte că e așa cum vă spui. Paștele pică de azi într-o săptămână. O să fac rost de ouă, să ciognim și noi, ca toți creștinii. O săptămână întreagă s-a pregătit. Se întorcea în fiecare seară trudit și zgâriat cu ouă sălbatice în căciulă. Ouă pestițe de hultan, mai mai cât cele de găină. Ouă de cocoșar și de sturz, de gaiță și de sfrâncioc, galbene cu picățele ruginii, o ușoare de mierlă, ver verzui la coajă ca cele de rață, și altele mari ca de bibilică, pe care zicea că le găsise sub rădăcini, în cuibare de frunze veștede. Dar n-aveau cu ce să le vopsească. Și fiindcă era păcat să le lase albe de paști, le-au fiert în niște scoarți de copac și din zeama aceea amară, ouăle au ieșit mai mult cernite, la fel cu sufletul lor năcăjit. Sâmbătă s-au gătit toți și s-au oglindit în apa pârâului. Dintr-un pâlc de bras tineri, năiță grănicerul, a cărat în spate câteva croșni de ramuri verzi cu care și-au împodobit intrarea la bordeie. S-au adunat apoi toți în jurul unui foc mare să vegheze în noaptea învierii. Se uitau în tăcere la para focului cu brațele împreunate peste genunchi, cu ochii împăienjiniți de amintiri. Mă, fraților, dacă o fi să mor prin pustietățile astea, doar atât v-aș ruga. Să mă îngropați cu fața spre Argeș, a zis căpuzarul. S-a ridicat apoi și s-a uitat iar prin întuneric spre satul depărtat din vale. Nici o luminiță nu se zărea într-acolo. De la o vreme, focul a adormit sub spuză și, după semnele cerului, părea să fie miezul nopții. Căpuzarul a prins o țandără de bora și, ridicându-o deasupra capului, a strigat. Hristos a înviat, fraților! Atunci au aprins toți de la el lumânările de brad și i-au răspuns. Adevărat a înviat! și pe când turcii sticleau spre ochii din umbră, nedumeriți în tăcerea nopții, pe vârful muntelui străin, glasurile lor au răsunat fiorate cântând. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând. După zile însorite și nopți răcoroase, care le aduceau din văi lătratul șacalilor, odată pe la amiază, un convoi lung de cară cu provizii a trecut de la Nevrocopol spre front, pe drumul de sub coastă. Cărușii fluierau pe lângă boi, aruncând priviri piezișe spre dâmbul înalt, de unde cu mult interes îi priveau ai noștri. Măi, care din voi știe românește?" a întrebat căpuzarul un fipt în vârful dâmbului. Un bulgar bătrân i-a răspuns. Eu știu românește. Ce vrei?" Hristos a înviat!" i-a strigat căpuzarul de încercare. Bulgarul l-a privit cu minte. Și-a îndesat apoi șapca pe ochi, a scuipat într-o parte și a zis, N-a înviat, mă, românule, cine ți-a spus ție că am viat? O să înviască el peste vreo trei sedmițe.